Pentru început, vedem spitalul de recuperare din Cluj-Napoca, cel care a fost dotat cu aparatura viitorului. Și veți descoperi aici multe sisteme care vin, desigur, în ajutorul pacienților, dar care îi pun și pe medici într-o cu totul altă postură pentru a-și putea desfășura activitatea în condiții de spital al viitorului. Noile echipamente vizează specialitatea de recuperare. Sunt diferite tipuri de aparate care se utilizează în funcție de stadiul evolutiv al bolii. Cu toate aceste aparate, recuperarea este mult mai rapidă și mai funcțională, fiind personalizată în funcție de pacient. Avem un aparat de recuperare, să zicem, a mersului. Este un locomat pe care îl folosim la pacienții, nu numai neurologici, neurologici, ortopedici, post-traumatici, pentru recuperarea mersului în diverse etape. Poate să susțină pacienții inegali în cazul în care avem hemipareze pe drepte sau stângi. Prin facilitarea ortezelor, sunt niște ghidaje, după cum se vede, se pot fixa pe picioare și atunci îi reeducă mersul. Se atașează de picioare. Așa a plăcut mersul ăsta cu aparatul. Simt mai ușoare picioarele. Noile echipamente folosesc chiar și realitatea virtuală pentru a ajuta pacienții să se recupereze mai repede. Mâna dreaptă este mâna sănătoasă, care realizează un set de mișcări pe care pacientul le vede. Schimbă în oglindă membru. Cel mai mare beneficiu este că aparatele sunt puse la dispoziția celor care nu își permit tratamente în alte părți, cum ar fi la clinici private. Vin de 15 ani aici. Cum este cu acest aparat nou? Asta e extra, extra bun. Așa mai rar. E o sală bine, bună, pusă la punct, dotată bine, cu aparate. Pe un coridor al spitalului, un alt pacient exersează mersul asistat de un terapeut și de un alt sistem robotizat pentru recuperare motorie cu care a fost dotat spitalul. Sunt aparate la nivelul tehnologic actual utilizat în marile spitale din lume. Nu din Europa, din lume. Sunt aparate la care noi medicii visam pentru că le vedeam fie la congresele de specialitate, fie în articolele, cercetările și filmările de specialitate. Și ce este foarte important de remarcat este o dotare a unui spital public la care are acces orice cetățean. Valoarea echipamentului de ultimă generație se ridică la peste 10 milioane.